Copiii din Franța sunt foarte aproape să fie protejați prin lege de bătaia la fund. Deputații din Hexagon au votat în favoarea unei asemenea inițiative. Mai exact, legislatorii francezi au votat împotriva recurgerii de către părinți la orice formă de violență asupra copiilor. Potrivit legii, o palmă părintească este încadrată la tratament degradant și umilitor. Legea urmează să fie discutată și în Senat și deocamdată nu prevede nicio sancțiune împotriva părinților. Franța și Marea Britanie sunt singurele țări din Uniunea Europeană care nu au interzis oficial așa numita violență educativă. Anul trecut, Consiliul Europei a amenințat Parisul cu o condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului dacă nu se aliniază normelor civilizate. Un sondaj realizat în Franța arată însă că 70% dintre părinți nu sunt de acord cu interzicerea bătăii la fund.